Porțile agențiilor județene din aproape toată țara și-au deschis astăzi porțile pentru absolvenții care își caută de lucru. La târguri s-au prezentat în egală măsură și absolvenții, dar și persoanele trecute de prima tinerețe care încă mai vor să muncească. Ministrul Muncii a vrut să vadă dacă angajatorii au habar de facilitățile pe care guvernul le va oferi din decembrie. Mare a fost mirarea să vadă că mai nimeni nu știa nimic. În vârstă de 27 de ani, Cătălin este doar unul dintre miile de tineri care au nevoie de un loc de muncă. Am terminat administrația publică din 2011, am lucrat 4 ani în implementare de proiecte pe post-dru și acum tehnic nu am mai avut putere financiară și ne-au cam dat afară. Salariul a fost undeva la 2000 de lei maxim și acum nu contează cât să trec perioada asta mai grea. La bursa locurilor de muncă pentru absolvenți s-au prezentat și foarte multe persoane trecute de prima tinerețe. Dumneavoastră? Sunt în 85, Universitatea Politehnică din București. Ce ați lucrat? Ca inginer chimist. Am venit din Italia unde am lucrat 15 ani jumătate în aceeași fabrică. Aveam 2000 net în mână, 2000 euro. Și mi-au dat și casă. Și aici ce salariu v-au oferit? Aici 1200, 1500, 1600. De lei? De lei, da. Cum e trecerea? Pe mine nu mă interesează salariul acum, sincer. Pe mine mă interesează să mai dau ceva încă 4-5 ani de zile, la experiența care o am eu. În toată țara, angajatorii caută atât angajați cu studii medii sau superioare, cât și muncitori calificați sau necalificați. La București, oferta a fost de aproape 6.000 de locuri de muncă, cele mai multe pentru muncitorii calificați. Ca să-ți dau un sfat pentru negociere, deci dacă angajatorul tău te angajează pe tine și tu lucrezi măcar 18 luni acolo, da? Ceea ce poate să fie rezonabil până la urmă, ei o să primească 900 de lei pe lună sau pot primi 900 de lei pe lună de la stat. Deci, practic, când îți negociezi salariul, da, ai putea să obții un salariu mai bun doar să rugându-i pe ei ca să se ducă către autorități, către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, ca să-și obține subvenția de angajator. Ministrul Muncii a venit la Bursa Locurilor de Muncă special ca să-i testeze pe angajatori. Ați auzit de ordonanța pe care am lansat-o cu mobilitatea, cu pachetul de mobilitate? Prin această ordonanță, care va intra în vigoare la 1 decembrie, angajații și angajatorii vor beneficia de sprijin. Spre exemplu, vor primi bani cei care angajează șomeri, dar și șomerii care își găsesc de lucru departe de casă. Nu spun că va face minuni pachetul legislativ, dar cred că la cum văd și cum simțim noi lucrurile de ceva vreme, va avea un impact clar pozitiv. Bursa generală care a fost în luna aprilie, dacă mi-aduc aminte bine, deci a avut peste 1900 de CV-uri selectate, dintre care aproape 1200 au fost angajați, deci un procent de aproape 60%. La Bursa Locurilor de Muncă, angajatorii caută de la ingineri și specialiști în domeniul IT sau bancar, până la agenți de asigurări, de securitate, croitori, alpiniști, utilitari sau lucrători în industria alimentară.